francezii sunt recunoscuți peste tot în lume pentru brânzeturile rafinate și pentru bucuria de a trăi. Joie de vivre! Rămâi aproape și îți arătăm cum poți pregăti și tu un camembert coptil de France delicieux. Mori! Am primit notificare pe telefon, suntem live pe pagina de Facebook, suntem Radio live Europa pe Facebook? FM, așa da. Că zâmbiți frumos da. Și voi și brânza din fața. Să știi că și eu am joat de o vifcă. Iar nu m-am bărbierit, dacă știam că sunt la televizor, mă bărbieream frumos, să puneam costum, cravate. Mă îmbrăcam frumos, pentru că avem și un mic asortisment aici. Folosește și tu râul cum trebuie. Un asortisment de brânză franțuzească, dacă vreți să vă uitați. Avem Brio Bleu, Camembert, ce mai avem? Chavru. Normantal, Charmidor, Charmidor și așa mai departe. Iar propunerea dimineața asta este o rețetă de camembert la cuptor cu un sos aparte. Aici este toată șmecheria. Camembert la cuptor, camembert copt. E unul dintre cele mai gustoase aperitive pe care le puteți încerca sau puteți să le folosiți și pe post de desert. De fapt, la final, merge cu un vinuț perfect. Cel mai simplu mod în care poți să faci. Voi să zici ceva? Da, că merge și cu cura de slăbire, dar nu știu ce să zic. Tu nu te băga. Tu nu te băga. Să știți că e mai bine să-l mâncați aperitiv. E păcat să stricați desertul, adică să putem mânca practic două deserturi la aceeași masă în felul ăsta. Da. E păcat să ocupi poziția aia. În general se face cu niște sosulețe dulci. Păi da. Camembertul, de-aia mă gândeam și la desert. Cel mai simplu mod în care se poate face este să iei un camembert. Ceea ce tu ai și făcut. Da, ceea ce eu am și făcut. Repet, ne multe vedeți ele, pe Facebook. Unele dintre ele vin și într-o cutiuță de carton și se bagă așa, în cutiuța de carton la cuptor. Nu, de carton, de lemn. De lemn, da. Carton. De lemn subțire. Păi și aia nu merge? Nu, așa? Asta nu merge direct așa, dar se poate scoate și se pune într-o folie de aluminiu. Trebuie să o pui într-o folie de aluminiu care o învelește, dar fără să o acoperi deasupra. Scurgă. Da, ca să nu se scurgă. Și o crestezi, faci o hașură așa frumos. Așa, și o bagi la cuptor și mai zi. În hașura asta, în mod obișnuit, pui niște frunzulițe de rozmarin, poți să pui niște feliuțe subțiri de usturoi, pui miere, poți să pui niște praf de chili, dar la cuptor, 180 de grade, nu mai mult, și trebuie să fii atent. Până în 10 minute. A, ok. Șmecheria e că trebuie să o gătești cât să se topească înăuntru. Dacă o ții prea mult la cuptor, începe să întărească. Deci are o fază în care deci mai întâi se topește, da. Se rumenește și o scoți, este brânză topită înăuntru. În plumbură. Dacă o ții prea mult, se usucă. Da, se întărește. Da. Și cu bucățele de pâinică. E ceva de nedescris. O merge la microunde? Că noi n-avem cuptor. Nu merge la... Avem microunde. A, nu. A, nu. Bun, dar eu vă acasă. Dau astăzi cu un sos care este ceva mai elaborat. Și se face din două părți, o dată sosul și o dată rumenești și niște alune speciale. Asta este așa pentru un eveniment cu totul special. Deci e un camembert, dar 125 de grame, o cutiuță. Ajunge pentru patru oameni câteva îmbucături și asta un pahar de vin. Hai că nu, de la El de France, nu? De la El de France. Este aici exagerat, nu te supăra. 125 de grame. Bun. O să ajung 125 de grame la patru oameni. Bun. Doi sos maximum, dacă... Ok. Este un sos de merișoare. Deci așa. Să iau merișoare, 130 de grame de merișoare, puțin zahăr, miere, un sfert de cană de miere, suc de rodii, acrișor, dulce acrișor, la fel un sfert de cană și coajă de la o portocală. Și astea se aduc la fierbere într-o crăticioară și se reduc un pic. Ăsta este sosul. În acest timp, separat, rumenim niște nuci, sunt niște nuci pecan, așa le spune, alune pecan, într-un pic, un strop de ulei de măsline. Și o să vă spun de ce folosim și ulei de măsline. Pentru că după ce s-au rumenit nițel nucile, punem acolo și o rămurică de rozmarin și obțin felul ăsta și un mic sosuleț aromat. Și uleiul infuzat cu frunzulițe de rozmarin îmbracă nucile pe can. Bun, și asta este tot. Parmezanul ăsta, pardon, camembertul îl scoți de la cuptor, l-ai copt. Deasupra pui sosulețul ăsta, nucile pe can, sare de mare, niște frunzulițe de rozmarin și asta este situația. Înțelegi? Cu biscuiți integral, dacă vrei, dar cel mai bine, după părerea mea, baghetă prăjită. Ce mai vrei? Nu mai vreau nimic, hai să... Te duci și ții camembertul și îl bagi la cuptor și l-ai mâncat. Cu nucile pe can e mai greu, dar le găsim. Da, adică alea sunt mai complicate, dar dacă faci chestia asta, atunci dă-te mare. Invită prietenii, știi, și desfaci o sticlă de vin bun, un vin roșu mai corpulent, așa, și le dai chestia asta și... Că de? Da. Joie de vivre. Joie de vivre, de la Île de France. Dar dacă ești eu corpulent, trebuie să fie și vinul? Pentru tine bei o apiță cu lămâie. Fără bule. Perfect pentru vremea de afară. La Culinaria te-ai delectat cu o rețetă de camembert Île de France copt, prezentat de Vlad, George și Luca.
Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.